Salut, bună ziua, bună seara, numele meu este Rob Toma, sunt astrolog și artist muzical și în cadrul acestui videoclip am revenit cu dezbaterea lunii iunie, o lună extrem de dinamică care vine să ne împingă spre a ne formata acea adaptabilitate care poate lipsește din structura multora sau chiar dacă suntem adaptabili, cumva o să fim împins să fim și mai adaptabili și cumva o să fim împins să îmbrățișăm o nouă schimbare, să ne obișnuim cu un nou lucru, să ne dăm seama că niște perspective care poate erau ultra fixate în structura noastră cognitivă trebuie să fie eliminate cu totul și implicit noi cumva să avem tendința asta de respingere pe parcursul acestei luni, de respingerea unor noi perspective și implicit de a ne simți cu acel văl pe ochi. Bine, de fapt nu-l simțim, că practic dacă l-am simțit, am ști că e acolo, l-am dat la o parte și am inspirat de două ori și mamă, gata, am văzut lumina soarelui. Dar, până să ajungem să ne dăm seama de acele lucruri, este important cumva să înțelegem cam în ce traiectorie energetică ne conduce această lună, tocmai pentru a putea îmbrățișa mai rapid anumite schimbări care ne pot fi ultra benefice. Pentru că partea mundană și mondială și națională și locală și tot ce vreți voi se schimbă extrem de rapid, cu tot felul de suișuri și coborâșuri, cu tot felul de circărăi, de scandaluri, de bătăi, de explozii, de decese chiar, pentru că cu acest tranzit al lui Marte în Berbec, care ne însoțește până pe data de 10 iunie, când va intra în Taur, însă luna iunie începe, după cum se poate observa și în harta pe care o avem în față, sub titulatura lui Marte în Berbec, în continuare, în ultimele grade, deci cumva vine să asimileze o mult mai mare forță a energiei berbecești. Și practic s-a observat cum pe parcursul acestui tranzit, mai ales în momentul în care Marte a fost în opoziție cu nodul sud, premierul căruia noi voi da numele pentru că sunt convins că YouTube-ul este dezastru pe partea asta de cenzurare și whatever și chiar nu am chef de așa ceva, a fost arestat și implicit acea personalitate măreață din țara Iranului la fel a decedat în timpul unui zbor cu elicopterul, toate sub forma acestui Marte în Berbec care este în domiciliu și care implicit a venit să zguduie practic din temeiuri multe situații care erau de fapt ascunse și prin care aceștia ziceau că mamă, lasă că merge, lasă că nu știu ce și jap două capace, că așa face Marte în Berbec. Berbecul este o zodie autentică, este un arhetip autentic, este un arhetip cu care nu există minciună. Și un berbec care minte este un berbec eșuat. Și practic această zodie va veni să-ți zică verde în față ce diplomație. Într-adevăr, cumva trebuie să învețe diplomația balanței de vis-a-vis, precum fiecare dintre noi. De exemplu, eu sunt pești și am avut întotdeauna nevoie să deduc partea asta de organizare și de împământenire a fecioarei, de care mai uit uneori și e perfect ok. Dar cumva e important să îmbinăm ambele laturi pentru a putea să construim acea titulatură yin-yang de care avem nevoie și cu care implicit putem să manifestăm lucruri frumoase în viața aceasta. Asta a fost așa ca o introducere. Luna asta, după cum puteți vedea, știți cum v-am obișnuit, am analizat harta momentului intrării în cadrul lunii sau anului respectiv, urmând ca după să vă spun tranzitele, ingresurile și implicit ce se mai întâmplă pe parcursul lunii astea și m-am gândit ca în cadrul videoclipului de început al fiecărei luni să includ și luna nouă, deoarece luna nouă oricum vizează cumva energia de creștere a sezonului în care intrăm sau în care suntem deja în momentul în care începe o lună, astfel că le voi integra pe amândouă. Deci acum ne vom uita pe harta, așa, în mare, pe harta intrării în luna iunie, după cum puteți vedea 1 iunie 2024 la ora 00:00 pentru București, adică pentru întreaga Românie, dar nu vom lua neapărat în calcul ascendentul sau lucruri de genul acesta, ne vom uita exclusiv pe aspecte pentru că se uită și persoane din afară și în funcție de coordonatele geografice ascendentul nu este la fel pentru toată lumea. Și practic, ce putem vedea noi în această hartă? În această hartă vedem dispunerea planetelor personale în 3 zodii consecutive, chiar 4, aș putea spune. Și această suită începe cu luna în Pești. Deci avem luna în Pești, avem o planetă personală în Berbec, adică Marte, care este și în domiciliu. Avem o planetă personală Mercur, care este în semnul Taurului. Și implicit mai avem 2 planete personale, Venus și Soarele, care se află în zodia Gemeni.
Deci, practic, se creează un aspect de locomotivă care implicit vine să ne arunce că dacă este să avem tensiuni pe parcursul acestei luni sau viziuni sau idei sau direcții sau tot felul de lucruri care cumva ne vin în continuu așa, adică o să fim ca și cum suntem împușcați de idei în continuu, vor veni fără oprire, consecutiv, și s-ar putea ca dintr-o idee, mamă, nu, stai că vreau să fac altceva, mamă, nu, de fapt, foamă la ce am descoperit acum, bine că nu m-am apucat de celălalt. Și în ritmul acesta să nu ne apucăm de absolut nimic și să treacă acest sezon plin de multitudine informațională și de stimul mental pe lângă noi, și în loc să alchimizăm acei stimul mental prin o bună direcționare a gândurilor pe principii sănătoase, pe proiecte inovative, pe proiecte care să vină de cursă lungă și pe lucruri care să ne scoată din minciună de sine, pentru că oricum toate planetele din gemeni vor trece pe lângă Saturn, adică Saturn este în pești, va trimite cuadraturi la toate planetele din gemeni, deci oricum vor fi multe tendințe și împingeri dinspre univers de a ieși din minciuni. Pentru că acest sezon, și nu mă refer din nou, punctez, nu mă refer la persoanele în zodia gemeni, pentru că orice persoană care se naște sub o anume zodie poate să-și alchimizeze acele laturi sau trăsături în cele mai bune direcții favorabile și necesare propriei dezvoltări. Dar arhetipul gemenilor vine cu acea învârteală pe cuvinte, adică vine pe tot felul de fluctuații, pe necesitatea de a se adapta la noile idei care vin din două minute în două minute și care practic au capacitatea să nu îi lase să demareze un proiect până la final. Și implicit, aici este important să ne dăm seama că în luna aceasta este ok să nu ducem neapărat niște proiecte la bun sfârșit, mamă, gata. Adică să inițiem, să ajustăm, să adaptăm, dar să nu finalizăm acum, pentru că practic s-ar putea să regretăm după, pentru că s-ar putea să mai vină niște idei și, mamă, de ce n-am făcut așa și de ce m-am grăbit, dar mai puteam să mai introduc chestia asta. Și acel Lilith în Fecioară, care se află, după cum vedeți în hartă, pe partea de sus, la 26 de grade și care oricum va fi cuadratată, de fapt Lilith va trimite cuadraturi către Venus și Mercur, pentru că, și chiar și către Soare, pentru că toate acestea în a doua jumătate a lunii vor intra în rac. Și practic se va activa acea critică și dezrădăcinare de propria stimă de sine, pentru că ne-am grăbit și pentru că am uitat să ajustăm ceva, să adaptăm ceva, am uitat să spunem nu știu ce chestie la o prezentare, am uitat să ne vedem cu nu știu cine, ni s-au amânat planurile, adică o să se creeze un haos mental care în loc să fie constructiv, pentru că și haosul mental, dacă este un haos mental care ajunge să deranjeze, el poate să fie alchimizat într-un sens super constructiv prin demararea unor proiecte intelectuale, prin a învăța o limbă nouă, prin a citi ceva nou, prin a face exerciții de respirație, prin a te duce și a alerga în parc, cățărări, călătorii, chestii care să vină să ne depărteze de acele ultra-hiperbolizări mentale, ca să le zic așa. Și practic, asta este nevoie în acest sezon, de alchimie a gândurilor. Chiar aș putea să numesc acest sezon alchimia gândurilor, alchimia adevărului și alchimia percepțiilor față de lucrurile pe care noi le considerăm corecte în această viață, dar s-ar putea să nu deținem adevărul suprem. Și este important să fim deschiși spre acest fapt de a nu deține adevărul suprem, pentru că acest adevăr suprem, dacă suntem prea înfipți în el, s-ar putea să vină universul să ne dea în cap și să ne anunțe că noi suntem într-o continuă dezvoltare, într-o continuă creștere, suntem într-un sezon al unei zodii care este de-abia a treia zodie din zodiac și este una dintre zodiile care se numesc la nivel așa de descriere, zodie infantilă, zodie de copil, zodie de explorare. Și practic noi, dacă suntem într-un sezon al unei zodii de explorare, păi n-avem cum să ne limităm la o singură percepție mentală. Și este important să culegem câte puțin, dar în sensul în care să nu ne haosăm, să nu uităm de ce avem de făcut, să nu ne deprioritizăm lucrurile care sunt cu adevărat vitale și importante pentru buna noastră funcționare, că e vorba de relații, de priorități, de job, de nu contează, și să nu lăsăm nimic să ne ia ochii de la ce este cu adevărat important pentru noi, pentru că în cadrul acestui sezon s-ar putea să se întâmple acest lucru și s-ar putea ca tot noi să ne enervăm, pentru că avem un Marte în Berbec, adică în conjuncție separantă cu Chiron. Practic, Marte a trecut pe lângă Chiron. Chiar o să vă rog să vă gândiți dacă la final de mai și în
prima zi, a doua zi de iunie, ați avut tot felul de tensiuni sau tot felul de manifestări egotice sau tot felul de situații în care poate ați fost discreditați, descurajați și așa mai departe, și cumva situații în care ați fost împins să vă dați seama de cine sunteți cu adevărat sau de ce vreți sau de ce gândiți sau dacă gândiți bine sau dacă nu gândiți bine și așa mai departe. Și practic, ca să mă întorc la subiectul principal, acest sezon este foarte volatil și implicit și noi putem să fim foarte volatili, caracterul nostru poate să fie foarte ușor de influențat, dar vedeți cu influențele toxice, pentru că există, este foarte ușor să fim influențați în sensul ăsta și măcar să ne lăsăm maleabili în sensuri sănătoase și bune decât în sensuri toxice, cum oricum jumătate din mapa mond este. Adică, cumva să facem diferența, pentru că în momentul în care vom avea solstițiul de vară în data de 20, să pornim cu o energie alchimizatoare într-o direcție care să înceapă să crească o nouă stabilitate emoțională și o nouă casă a propriei persoane, pentru că o să intrăm în sezonul racului. Și oricum, de pe data de 1 iunie, de când am deschis această hartă, asteroidul Vesta, care vine cu partea asta de sacralitate, de foc interior, de familie, dar familia poate fi și familia mea, templul meu, casa mea, spațiul meu, corpul meu ca templul meu și așa mai departe, este în zodia racului. Și mai mult decât atât, face și trigon cu planetele din pești, cu Saturn, cu Luna, chiar și cu Neptun, chiar dacă e un orb mai ridicat, dar oricum se va face trigon. Adică practic este super stimulată partea asta de alchimie emoțională. Este foarte importantă bătălia asta dintre intuiție și rațiune și dintre emoțional și palpabil, tocmai pentru că palpabilul s-ar putea din anumite temeri de necunoscut și din anumite gestionări proaste ale unor situații cu care ne-am confruntat în trecut și pe care am crezut că le-am învățat și noi ne mirăm de ce se tot întorc sau de ce ne tot învârtim într-un pattern sau așa mai departe, și practic ni se spune că alchimia sufletului va reprezenta alchimia exteriorului. De fapt, despre asta este vorba. Și implicit, alchimia mentalului, din nou, va reprezenta alchimia exteriorului. Pentru că, practic, quadraturile principale care se vor efectua pe parcursul acestei luni, în primul rând, vor fi dinspre Marte, când va intra în Taur, cu Pluto din Vărsător, și care urânte între planetele din Pești, adică Saturn, Neptun, Luna Neagră din Fecioară, și careul acesta ante care va cădea fix în sezonul Geminilor. Deci, practic, partea aceasta mutabilă, partea aceasta adaptabilă, partea aceasta influențabilă, chiar toxică, pentru că, vă spun sincer, adică este foarte ușor ca pe sezoane adaptabile, ca pe sezoane mutabile, să absorbim lucruri toxice și de aceea este important să fim cei mai centrați din lume pe parcursul acestor sezoane, că pe cardinal simțim drive-uri, pe sezoane fixe, adică pe Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, oricum ne intervin schimbări și vom fi puși în fața unor decizii, și după aia pe sezoane mutabile trebuie să ne adaptăm acelor schimbări și implicit să vedem cât de puternici suntem și implicit ce am învățat, ca după aia când vin iar sezoanele cardinale marcate de Rac, Balanță, Capricorn și Berbec, să știm cu ce mergem înainte. Cam aceasta este logica astrologiei generale vorbind. Și întotdeauna mi-a plăcut să explic cumva logic, tocmai pentru a înțelege că acest mecanism temporal al universului nu e la mișto sau nu e pur și simplu așa că vrea el. Este tocmai pentru că indică o anume direcție akașică pentru dezvoltarea întregii umanități, adică totul este scris la condică, chiar și dacă eu am greșit și voi ați greșit sau așa, totul este scris la condică, la acel pergament care poate va da examenul final spre anumite primiri de karmă sau whatever, sau spre ieșiri din karmă, depinde. Și de aceea, pe sezoanele mutabile, să știți un tips astrologic, faceți tot ce vă stă în putință să fiți corecți, etici, integri și plini de adevăr. Cine minte pe sezon mutabil este taxat, ca să știți. Deci, hai că pe fix ne mai mințim, dar oricum dacă ne mințim vine universul și ne ștrangulează. Pe cardinal, dacă ne mințim, oricum vom simți pe mutabil. Pentru că, practic, noi începem ceva, mamă ce ne place, dar după, se stinge focul, se stinge drive-ul, se stinge acțiunea și dinamismul semnului cardinal. Și pe mutabil vin toate stările, toate mentalurile și toate direcțiile acestea care vin pur și simplu buluc către noi. Și mai ales că acum suntem într-un sezon mutabil mental, vin buluc ori trei.
Nu suntem lăsați cumva să respirăm sau noi credem că planetele au ceva cu noi, când de fapt nu, noi am procesat greșit o anumită informație și acel liber arbitru de care se vorbește nouă ne-a fost dat prin a alege, rămâi în relația aia, nu rămâi, te alchimizezi într-o manieră sănătoasă sau rămâi toxic, continui să te minți pe tine sau ușor-ușor intri în adevăr. Deci faceți lucrurile acestea pe sezonul gemenilor, pentru că după, în momentul în care vom intra în sezonul racului și implicit vom păși în acest... da, portal, cum se zice peste tot. Dar o să folosesc chestia asta de portal energetic al solstițiului de vară, care vine cumva cu acea înflorire, pentru că și la nivel metaforic vara, da, vine cu partea aceasta de căldură, totul e verde, mergem la mare, ne simțim bine, ne simțim cumva, chiar dacă muncim 17 ore pe zi, ne simțim mai așa, cumva mai în holiday mood, cumva. Dar, na, nu întotdeauna. Însă, ca să știți voi, la nivel de pattern metaforic și energetic, este vital sezonul gemenilor, pentru că, în general, primele trei sezoane din zodiac sunt vitale. Pentru că avem sezonul 1, cifra 1, cifră masculină, sezonul 2, sezonul taurului, cifră feminină, și sezonul 3 este o combinație între 1 și 2. Urmând ca după pe 4, adică în rac, deja să vină acele creșteri pe parcursul anului respectiv, care cu adevărat să vină să împământeneze structuri emoționale benefice, lăsă în urmă de orice ține de sentimente de vină, reproș, regret, ură și așa mai departe. După aia să ne aliniem în sezonul 1 cu mult mai multă iubire cu noi, să muncim cu rezultatele în fecioară și așa mai departe, da? Deci totul are o logică, după cum puteți vedea. Și practic, noi în sezonul acesta al lunii iunie, nu mă refer sezonul gemenilor, mă refer în iunie, am intrat cu planetele dispersate pe 4 zodii consecutive, tocmai pentru a putea să înțelegem dacă în sezonul peștilor, dacă încă avem luna acolo, dacă în sezonul peștilor, mai ales în luna martie, am avut lucruri nerezolvate, dacă prin aprilie am făcut pace cu tot ceea ce s-a întâmplat, dacă în mai am înțeles lucrurile înspre care am fost împins spre schimbare și încercăm să înțelegem că universul nu are nimic cu noi, ci din contră vrea să ne scape de niște pattern-uri, chiar dacă sunt toxice și noi le credem sănătoase. Și acum, în sezonul gemenilor, să punem punctul pe ei și să intrăm în sfârșit în adevăr cu noi, tocmai ca să înțelegem că există super mult loc de abundență și mai ales pentru că Vesta va rămâne în rac, adică acel asteroid al focului interior, din data de 17 iunie, când ambele, atât Venus cât și Mercur, vor intra în rac. Și după, și soarele de pe 20 va intra tot în rac, pe parcursul lunii iulie se vor întâlni cu Vesta. Și practic noi putem să ne aprindem flama interioară pe foarte multe aspecte, dar până atunci e nevoie de muncă și munca principală trebuie să fie mentală. Bun, în altă ordine de idei, ce mai este important să știți? Mai este important să știți că la începutul unei luni, practic dispunerea planetelor însemne casă, aspecte, mă rog, casă mai puțin, da, zona asta, bine, casă la nivel personal, dar la nivel general, însemne și aspecte, cumva ghidează energiile cu care cu toții vom pătrunde în sfera lunii respective, urmând ca după, în antiteză cu dispunerea planetelor de la momentul energiei lunii noi, să creăm alchimia necesară înțelegerii contextului specific acelui an al lunii noi din semnul respectiv. Pentru că luna nouă, nu știu, în gemeni, nu înseamnă mereu luna nouă în gemeni cum e anual. Adică, da, însemnătatea aceea generală este aceeași, raportată la baza asta de stimulare cognitivă, de redirecționare, de adaptabilitate, de schimbare în sfera mentală a traiectorilor pe baza cărora noi funcționăm în planul mental și al ideilor și al comunicării și al schimbului de informații și așa mai departe. Dar dispunerea planetelor și gradele în care sunt dispuse planetele și aspectele și o sumedenie de informații, cumva vin să aducă noi leere și noi straturi în funcție de direcția generală de evoluție. Astfel că, în primul rând, după ce o să vă mai spun anumite chestii din harta aceasta a zilei de 1 iunie de la ora 0000, care marchează energia generală a lunii, practic vreau să vă anunț de calendarul acestei luni. Astfel că pe data de 4 avem un Venus Kazimi și practic Venus este în conjuncție cu Soarele. Cumva această energie este important să fie alchimizată
în direcții lipsite de pripeală. Pentru că Venus poate să fie ușor arsă de soare, eu nu sunt neapărat de acord că mereu Mercur ca zimii, Venus ca zimii, mamă ce energie de... Da, de manifestare, ok, dar în același timp vedeți să nu fie o manifestare cumva arsă de soare și implicit direcțiile pe care voi le manifestați să nu fie cumva ultracombustionate din tot felul de necesități, de ego, de nervi, de spume, de... ați înțeles. Și practic, în general, pe partea asta de cazimii, nu știu, Mercur în conjuncție cu Soarele, Venus în conjuncție cu Soarele, în direcții de genul acesta, este important ca voi să faceți și să aplicați însemnătatea acelei planete la cele mai înalte vibrații, tocmai pentru a reuși cumva să atrageți acele energii cazimiești, ca să spun așa. Adică să nu fiți arși de soare și să fiți cumva arși de propria lumină pe care voi constant încercați să vi-o ridicați. Astfel că vă recomand ca pe data de 4 să faceți lucruri care să vină să stimuleze poziția lui Venus în Gemeni și implicit partea asta de plăcere. Adică, într-adevăr, pot exista tot felul de certuri și de discuții contradictorii în sfera relațională. În zona aceasta, un tranzit de genul acesta, o conjuncție se poate activa oricum o zi, două înainte, poate să se mențină și o zi, două după, adică nu trebuie să fie neapărat mamă atunci. Mă refer la planetele personale, pentru care la un moment dat se desfac, pentru că conjuncțiile între planetele mari sau grele sau așa mai departe nu țin nici doar în ziua de respectivă, se simt cu mult înainte, dar se simt cu mult și după. Și mă refer exclusiv la această poziționare din partea de dreapta jos a hărții, Venus cu Soarele. Și pe lângă acele discuții contradictorii pot să vină și anumite plăceri care să fie orbite cumva de alte tentații și de tot felul de manipulări care pot să survină din spațiul exterior și care implicit pot să acapareze plăcerile noastre interioare adevărate, pentru că arhetipul gemilor vine cumva și nu gemenii, dar arhetipul vine cumva și cu partea aceasta de disimulare a adevărului, de minciună și de învârteală pe cuvinte. Deci, practic, vedeți de cine vă veți fi învârtiți de, pe cuvinte, vedeți în ce credeți și implicit stimulați-vă toată acea energie mentală în plăcerea cititului, plăcerea unei scurte călătorii pe undeva, pentru că această conjuncție și aliniere de cazimii cumva vă și protejează. Adică este important să o scoateți pe Venus din acea arșiță, să o dați puțin cu cremă solară, da, să nu se ardă, așa, și practic să o țineți la umbră. Și la umbră, da, voi să ne imaginăm că practic suntem pe malul mării, da, și sunt 40 de grade și soarele arde de neleșină, adică să ne udăm cu protecție de 50. Și dacă vedem că nici protecția nu ne ajută la soare, păi ne dăm și noi ca să simțim în continuare plăcerea la malul mării și să nu ajungem în pioneze mergând pe scânduri până la cazare acasă sau așa mai departe. Și practic, în baza acestui aspect, să ne dăm puțin la umbră, să le luăm o carte, ascultăm muzică, facem așa niște inspirații, simțim mirosul mării, briza, adică bem un frappe, o bere, vibe ăla foarte drăguț, de mare, de relaxare. Deci să o protejăm pe Venus, adică să ne protejăm plăcerile și felul nostru de a fi și implicit să nu ne lăsăm o zică aceasta să fie stricată de tot felul de provocări și să acționăm în vederea îndeplinirii unor plăceri la nivel mental-cognitiv. Adică noi trebuie să ne aplicăm practic ce face și cu ce naște astrologia, să știm momentele oportune. Că dacă Venus era în Taur, ok, mai mergeam la un, nu știu, body wellness, ceva, ne întindeam pe jos, pe iarbă, pe, în fine. Dar oricum Mercur e în Taur, adică la intrarea în iunie 2024, guvernatorul sezonului gemenilor, adică Mercur, este în Taur. Deci cumva și aceste lucruri pot să funcționeze pe partea asta de împământenire și de conectare cu Pământul. Dar mă refer exclusiv la această aliniere între Venus și Soare de pe 4, care vă susține și vă sugerează să vorbiți mai frumos, să nu luați cu nervii, gen dacă vă provoacă cineva, părăsiți mai repede conversațiile, ați înțeles, în direcția asta și faceți lucruri care să vă stimuleze mental în direcția bună. Pe data de 6 avem luna nouă în Gemeni, o las pentru finalul acestei prezentări, ca să, na, să nu încălecăm 700 de direcții și să ieșim cu capul vraiște din acest video, nu-mi doresc asta. Pe data de 8 avem o cuadratură între Venus și Saturn, adică Venus atunci se va situa pe la aproximativ 18 grade în semnul Gemenilor, Saturn este deja la 18 grade în semnul Peștilor. Practic, această cuadratură poate să scoată niște adevăruri la suprafață, implicit poate să ne stimuleze mentalul în direcții un pic mai scăzute la nivel vibrațional,
poate să ne încaiere foarte mult la ceartă, implicit poate anumite idei ni se par că vin, dar sunt de rahat și nu ne plac și așa mai departe. Deci țineți-vă vibe-ul sus și vedeți cu fluctuațiile de stimă de sine, de forță mentală și vedeți că poate să survină foarte mult și oboseala. Interzis consumul de absolut orice și sper și prefer să mă refer la, nu știu, dacă este să fie ceva, habar n-am, alcool sau whatever, în acea zi. Și pentru simplul fapt că Gemini vin să guverneze și sfera plămânilor, vă recomand și cu fumatul să o lăsați mai moale. Măcar în ziua aia, dați așa o curățare, pentru că Saturn acolo cumva poate să declanșeze niște aspecte așa bruște care să nu ne satisfacă neapărat. Și implicit pentru cei care aveți probleme cu respirația sau așa mai departe, faceți cât se poate de multe respirații în zona aceea de data de 8 și 10 iunie și implicit stimulați-vă partea asta de plămâni și faceți tot felul de lucruri care cumva să vină să oxigeneze creierul. Și mai mult decât atât, vedeți cu semnările de contracte, vedeți cu anumite negocieri și da, astea, interviuri și așa mai departe, care au capacitatea să fie cumva amânate, întârziate, chiar în general vedeți cu amânări întârzieri, vedeți cum conduceți, că Gemini guvernează și zona asta de deplasare pe drumuri scurte, mașini, autovehicule, motociclete, tot ce trebuie, așa. Și practic, ce să vă mai spun în această quadratură Venus-Saturn, vă mai spun să vă maturizați informația și să ieșiți din orice tip de superficialitate. Și dacă vedeți că adunați așa câte o informație doar de substrat și vă mulțumiți cu puțin, eu vă recomand să vă duceți mai deep, mai la fundul mării, ca să spun așa, cum este și Saturn acolo. Și implicit s-ar putea să vă dați seama că într-o anumită situație v-ați mințit destul de mult și cumva să vină un reality check. Și nu recomand neapărat investițiile în acea zonă și nici cheltuielile excesive și nici neapărat acele dezbateri financiare, pentru că Saturn, care cumva vine și cu acest aspect de superioritate, poate cumva să accentueze pentru cei care sunt fixați în anumite ierarhii mai înalte în cadrul unor companii sau așa mai departe, poate să fixeze acel temperament de nu, nu primești mărire, nu meriți să așa, și acel nu merit cumva să vină să o împungă pe Venus la nivel mental și implicit să ne împungă și pe noi și să scadă stima de sine. Nu vrem asta, dar ați înțeles ideea. Bun. Pe data de 10 martie va ieși din semnului de domiciliu, din Berbec, și va intra în Taur. Ei bine, după ce Marte intră în Taur, în prima jumătate, de fapt pe la mijlocul lunii iunie, va face o quadratură cu Pluto. Ei bine, aici, în primul rând, la nivel mondial, putem să observăm clar tot felul de scandări și mai ales în sfera fermieritului s-ar putea să vedem niște decizii care să nu fie neapărat cele mai în regulă și implicit tot felul de situații ale fermierilor care cumva să nu fie cele mai plăcute, ca să spun așa. Mai mult decât atât, pot exista din nou riscuri de calamități naturale sau așa mai departe, există posibilitatea să cadă niște instituții financiare, bancare, whatever, niște chestii de genul ăsta, sau să mai iasă la suprafață tot felul de lucruri din sfera instituțiilor tradiționaliste, care sunt de demult instituțiilor acelora fixate, cumva. Însă, pentru voi, vedeți cu pierderile de bunuri, de chestii, vedeți pe unde vă lăsați lucrurile, vedeți cu anumite plăți neașteptate care pot să survină, cu deficitele de alimentație. Evident, Doamne ferește, nu trebuie să întâmple toate astea la toată lumea, că nu e nimic apocaliptic, adică să nu înțelegeți greșit. Eu vă spun doar ca să știți. Și, practic, cu Marte în Taur, cumva vom fi împinși să ne valorizăm absolut orice tip de mișcare și cu greu vom mai fi împinși să facem, nu știu, aia, așteptăm și pe mine cu ceva, hai să... totul pro bono. Nu prea o să mai acceptăm pro bono și este indicat pentru fructificarea energiei lui Marte în Taur, care din maratonul de pe stadion al Berbecului cumva se va alerga într-o smoală așa, adică smoala aia cumva îi lucrează mușchii, lucrează picioarele, gambele, da? Cam așa să gândim Marte în Taur. Doar că urcă pe munte și pe munte într-o pantă destul de înaltă. Și pe la aproape de piscul muntelui s-ar putea să intervină și o situație prin care să ne împiedicăm sau așa. De ce? Pentru că Marte va da de Uranus. Și practic, pe baza acestor aspecte, totul va fi cumva mai cu delay, mai domol, adică s-ar putea să fie un pic de tot mai temperată energia care a avut loc în sens de roller coaster și de carusel de neoprit efectiv în continuu din aprilie. Și poate chiar și din prima jumătate a lunii mai și cumva să se mai tempereze anumite lucruri, însă se pune foarte mult accent pe corp, pe tot ceea ce ține de noi,
pe tot ceea ce ține de tabieturile noastre sănătoase și implicit s-ar putea să stimuleze toate tipurile de relații în care există atașamente toxice. Pentru că, na, sunt convins că încă mai există, sunt convins că sunt foarte multe și pe baza acestor aspecte, atașamentele toxice vor fi cumva împinse înspre lupte de putere care pot să se manifeste destul de acid, ca să spun așa. Adică nu pot să zic că mamă ce energie benefică, ca să spun așa, și implicit și la nivel mondial pot să degenereze niște lucruri în zona conflictelor militare sau în zona conflictelor bazate pe financiar sau pe războaiele curente, na, care se întâmplă în prezent și așa mai departe. Însă, pentru a ne focusa pe noi, acest Marten Taur poate să ne facă foarte practici dacă aveți ceva de reparat, dar nu în primele zile de Marten Taur, vă rog, o să fie în cuadratură cu Pluto, să nu se mai spargă ceva, adică a luat-o ușor. Dar să zic, din a doua jumătate a lunii iunie, dacă aveți ceva de reparat, reparați, vă recomand să faceți tot felul de chestii de-astea, grădinării, mergeți pe la munte, întindeți-vă pe jos, agățați-vă cu capul de lustră, faceți tot felul de poziții din acestea corporale în sfera de wellness și vedeți ce mâncați, că s-ar putea ca multe lucruri să cadă prost și să intervină tot felul de situații din acestea și mai mult pentru că Taurul vine să vorbească despre partea asta de maxilar inferior, de gât, de esofag, de trahee și de orice ține de glanda tiroidă. Mai ales pentru persoanele care aveți probleme cu tiroida, vă recomand să faceți, nu știu, niște detoxuri sau să o dați un pic mai pe naturist în sfera aceasta. Și implicit, pentru că nu trebuie să uităm scorpionul de vis-a-vis, s-ar putea să avem tot felul de tensiuni la nivel sexual, ca să spun așa, în sfera lumii și poate chiar tot felul de situații și, din păcate, și tot felul de atașamente toxice manifestate prin violuri sau așa mai departe, care ar putea să survină. Deci, și în partea personală, dacă este să intervină noi situații amoroase, să vă protejați, să fie totul bine și focusați-vă foarte mult pe sfera tandrică și pe sfera chiar tantrică, adică pe partea aceasta de conexiune meditativă în ceea ce privește partea sexuală și pe conexiunea aceasta cu trupul. Focusați-vă foarte mult pe trup, pe plăcere și nu pe animalism. Da? Pentru că am avut destul animalism în Berbec, s-a văzut și la nivel mondial, hai să ne calmăm puțin, ca să zic așa. Dar oricum, Marte a intrat în, noi am intrat în iunie în continuare pe un Marte în Berbec, care este fix la punctul median dintre asteroidul Eris, care vine cu partea aceasta de conflict, pentru că știți că Eris nu a fost acceptată la nunta aceea de pe Muntele Olimp și prin prisma acestui aspect, cumva, ea s-a răzvrătit în zona asta de lipsă de corectitudine, de inegalitate socială sau așa mai departe și a aruncat un măr în care a rostit pentru cea mai corectă. Și practic din circoteca generală care s-a lansat odată cu aruncarea acelui măr, adică nu era nimeni corect acolo, logic sau așa, s-a lansat acel război troian. Și practic Marte, fiind la punctul median dintre rana identității Chiron și partea aceasta de toxicitate pe care o avem în interior raportată la felul în care ne-am intoxicat noi prin prisma existenței celorlalți, da, nodul sud în balanță, și partea aceasta de corectitudine și de dreptate a lui Eris, vedeți că pot exista foarte multe conflicte prin care să vă cereți drepturile sau prin care să nu mai puteți să tăceți prea mult pe parcursul acestei luni, dar este important să le dați afară pentru că avem și o lună în Pești și luna aia în Pești care se apropie de Neptun poate să ne facă foarte confuși și implicit Chironul de acolo, care face o relație de semisextil cu acea lună și mai mult decât atât, pentru că Chiron este în relație de contraantiștia, se numește, cu... Bine, nu e neapărat că luna ar fi trebuit să fie pe la, ca să zic așa, 7 grade Pești, dar în fine, ați înțeles, adică trebuia este o relație cumva de contradualitate. Este importantă stima de sine. De ce? Pentru că rezolvarea este în antiștia berbecului, adică în fecioară, adică în zona aceasta de junon în fecioară. Adică să nu ne mai trădăm, să nu ne mai trădăm propriile abilități, să nu ne mai trădăm propriile însemnătăți personale, să știm, frate, că bun, dacă mă fixez naiba pe o direcție mentală de la început, hai să merg cu ea de gât până văd că nu mai funcționează. Și poate o să avem surpriza că funcționează dacă nu renunțăm după primele 10 minute de la ce aveam de făcut și după să se stârnească fix acel proces mișto prin care
să o activăm pe acea Lilith în fecioară și să ne dăm seama că bun, uite, eu chiar aveam o sclipire aici, că Lilith nu e babau, asta o să fac la un moment dat un video special doar pentru Lilith, dar ideea este că Lilith acolo poate să vină și cu un dar, un har bazat pe umbră, adică noi să ne pătrundem în umbra respectivă și din umbră, de fapt, acolo să se arate darul, care e darul, funcționalitatea fecioarei. Bun, și odată aceste, pentru că aici stați că m-am întins un pic de la Marte în Taur, v-am spus, focusați-vă foarte, foarte mult pe wellness-ul corpului și implicit faceți curățenie printre lucruri. Dacă aveți chestii de dat, mai aruncați-le, nu mai țineți toate casoletele și toate paharele care au naftalină pe margine. Adică dați-le la o parte, donați-le, nu le aruncați neapărat. Donați-le, faceți un pachetel, puneți o intenție pe un tomberon pe o stradă și spuneți ca fie ca acest pachet să fie luat de cel care are sau cea care are cu adevărat nevoie. Da? Și așa face și o faptă bună, adică hai să curățăm puțin. Despre asta este vorba. Și implicit, acest Marte poate să activeze și tot felul de dezechilibre în zona aceasta hormonală, genitală sau chiar în tot felul de direcții bazate pe uter, pe ovare sau pe sistemul reproducător, chiar masculin și chiar feminin. După, pe data de 14 avem și un Mercur Kazimi, aici la fel vedeți că pot să fie anumite idei care... La fel, Mercur este ars de soare, da? De să ne gândim fix la chestia asta. Fiind ars de soare în gemeni, vedeți cu combustia mentală și cu partea aceasta de burnout. Deci lăsați-o mai ușor pe Mercur Kazimi, nu știu, faceți chestii care să vină să vă elibereze mentalul și chiar vă recomand din tot sufletul sport sau jocuri din acestea care să vină cu stimul mental, nu știu, habar n-am, activity, sudoku, bine, ură sudoku, da, ați înțeles. Dar, bine, nu glumesc, nu-l urăsc, dar n-am înțeles niciodată jocul acela. Dar jocuri care să vă stimuleze cumva mentalul, alchimizați acea energie solară, pentru că altfel poate să intervină certuri cu prietenii apropiați, poate să intervină neatenție la volan și implicit să existe riscul de accidente, poate să se strice tot felul de lucruri, gadgeturi, chestii, adică Mercur Kazimi nu e chiar ce se promovează pe toate rețelele sociale de astrostaff și așa mai departe. Din practica mea personală am văzut că un Mercur Kazimi sau cineva care se naște cu un Mercur Kazimi are capacitatea foarte mare chiar de a îi trece anumite informații pe lângă ureche, deși ele sunt vitale, și să rețină toate tâmpenile. De ce? Pentru că este atât de încărcat mentalul, este ca un fel de balon care se umple cu heliu și se umple și se umple și se umple, dar noi nu vedem cât se umple și zicem că lasă că mai intră puțin și pocnește de tot. Hai să evităm pocnirile, da, ați înțeles. În data de între 16 și 19 ale lunii avem Via Combusta, momentul în care luna este între 15 grade balanță și 15 grade scorpion, timp în care vă recomand să nu faceți mișcări ultra importante în general, pentru că se numește calea arsă și practic și mișcările pot să se ardă foarte, foarte repede sau voi să vă ardeți. Astfel că, fiind vorba de două entități astrologice la nivel de arhetip, precum Balanța și Scorpionul, în Via Combusta este foarte important să vă mențineți tot acest control și toate aceste reacții într-o alchimie prin alte moduri de a le da afară și să faceți lucruri cu partenerul, dar lucruri frumoase, pentru că dacă alchimizăm anumite frustrări sau nervi prin tot felul de lucruri cu partenerul, partenera, cu ce-o fi, nu contează, așa, practic puteți foarte bine mersi să pășiți foarte ok prin această Via Combusta și această Via Combusta chiar să vină să mai ardă niște pattern-uri toxice. Eu mă refer aici pur și simplu la partea asta de semnări, de inițieri și contractări sau de tot felul de demersuri financiare. Vă recomand să așteptați puțin până pe 19, de pe 19 încolo faceți ce vreți voi, ca să zic așa. Și mă întorc un pic la data de 17, când Venus și Mercur vor fi în rac și cumva energia se alchimizează dintr-o energie ultra mentală, socială, bazată pe comunicare și pe tot felul de expresivități la nivel de cuvinte, atât distorsionate cât și reale, sau dar cuvinte cumva așa mai de suprafață. Intrăm într-o energie mult mai deep, într-o energie mult mai casnică, într-o energie mult mai familistă și mult mai psihoemoțională, ca să spun așa, și care poate să genereze mult mai multe butonașe sensibile. Dar racul, pentru că din practică mi-am dat seama că partea cu racul este și partea aceasta de noi baze, pentru că am inițiat ceva pe berbec, am fixat pe taur, pe gemeni am mai modificat, pe rac mergem cu noile modificări, dar care cumva pot să creeze o abundență. Și este și zodia mamei sau așa, oricum o să vină un moment în care vă zic
clar să vă și odihniți mult mai mult, să faceți mult mai multe chestii cu the homies, adică cu persoanele apropiate de voi, să mai mergeți în zona asta de familie, mai faceți schimbări prin casă, să și implicit să nu vă atașați foarte, foarte mult emoțional și pentru persoanele care au deja pe cineva într-un cuplu, să faceți lucruri care să vină să vă apropie și mai mult. Și poate chiar pentru unele persoane ar fi mai indicat să se retragă puțin sau implicit tot felul de vacanțe lângă apă. În general, pe sezonul racului este bine ca fiecare dintre noi să plece măcar lângă un lac, lângă un râu, lângă, nu știu, habar n-am, ceva, cadă plină, vă faceți sezoane de spa, chestii de genul ăsta, efectiv să stați lângă apă. Este vital. Cum și în sezonul leului este vital să avem măcar o plecare într-un loc foarte însorit, indiferent că este în propria țară, la 200 de kilometri sau la 2000, nu contează. Pentru că sezonul leului este guvernat de soare, deci implicit vitamina D este mult mai ușor de absorbit. Mă rog, o să mai vorbim despre asta în filmarea pentru luna iulie. După Lilith, pe data de 20, intră în gradul anaretic. Lilith în Fecioară. Bine, Lilith în Fecioară, în poziția main, pentru că Lilith are două poziții, poziția true, care este mult mai ambivalentă și implicit se poate schimba la nivel de poziție mult mai simplu, și poziția aceasta main, care cumva o ține într-un semn timp de 9 luni și se tranzitează din nou 9 luni alt semn. Este în funcție de mișcarea lunii, adică nu este neapărat, eu le folosesc pe ambele în consultații, însă la nivel de tranzite folosesc foarte mult această main și această poziționare a lui Lilith, care este acum și care va fi pe 20 în 29 Fecioară. Deci să ne așteptăm la foarte multă critică care va pocni de peste tot, la tot felul de turbulențe digestive sau la situații care să vină foarte mult cu chestia asta de accentuare anumitor probleme de sănătate. Și mai mult decât atât, să vedeți cu colectivele de pe la muncă sau cu colectivele copiilor de pe la grădiniță, școli sau așa mai departe, și cu tot felul de situații din acestea care să vină să vă doboare stima de sine la pământ, pentru că pot să apară, deoarece după de pe 29 Lilith va intra în balanță odată cu începerea retrogradării lui Saturn. Însă pe data de 20 avem și solstițiul de vară, adică soarele va intra în semnul racului, deci cumva energia vine să creeze o nouă sferă de evoluție dimensională în partea aceasta de explorare a luminii sufletelui. Și implicit am avut echinocțiul de primăvară, da, partea asta de inițiere, de resetare interioară. Acum avem partea de explorare a luminii pe care sperăm că am deprins-o odată cu sezonul echinocțiului și în toate aceste luni, martie, aprilie, mai și chiar iunie, și după aia va veni ușor-ușor echinocțiul de toamnă și practic de acolo începem cumva să înțelegem mai multe lucruri, dar ne focusăm pe prezent și ne focusăm pe faptul că odată cu acest solstițiu este foarte important la fel în ziua aceasta să faceți ceva foarte drăguț pentru voi și implicit să, fiind vorba de intrarea soarelui în semnul racului, să ne ducem un pic mai profund în lucruri și implicit să facem chestii care să vină cu un ajutor mult mai de substrat pentru noi și nu doar așa am citit o carte și gata, cum este sezonul gemenilor. Ci poate să facem chestii care să vină să ne alinieze așa cu propriile dorințe și mai mult. Și ce mai avem? Pe data de 22 avem o lună plină în Capricorn. Una dintre lunile pline în Capricorn, pentru că și în iulie vom avea tot o lună plină în Capricorn și ne dăm seama că avem două momente de final în Capricorn și după Pluto din toamnă va reveni în semnul Capricornului și va marca din nou un nou moment de final. Final și dizolvare în tot ceea ce ține de instituții mărinimoase la nivel mondial în sferele bancare și sociale, a unor lideri care 100% nu vor mai fi precum au fost și se vor face foarte multe schimbări și reseturi în tot ceea ce ține de lideri, urmând ca planurile de dezbatere și de decurgere a anului 2025 să vină să dizolve tot ceea ce a fost înainte și să se dea un reset la partea aceasta de direcționare a energiei mundane și a politicii și a tuturor persoanelor care ne conduc, mă rog, care dau ordine, da, ați înțeles.
Așa, și practic această lună plină în Capricorn cumva ne va aduce foarte multe momente de responsabilitate, de asumarea responsabilității și de a înțelege dacă noi pentru drumul nostru și pentru casa unde avem Capricornul și implicit pentru casa unde este Saturn la noi în hartă, ne-am asumat responsabilitatea și să avem tot felul de direcții sau de teste în sfera aceasta. Și mai mult decât atât, să ni se repete acele teste în iulie, urmând ca după să ni se repete acele teste prin septembrie-noiembrie, când Pluto va fi ultima dată în Capricorn și când din noiembrie de la jumate va intra în Vărsător. Deci oricum se cere dărâmarea unor piloni care au creat, cred că, prea multă bază în viața noastră și care s-ar putea să nu fie de fapt baza pe care o merităm, mai ales dacă noi am fixat niște piloni și vedem că ne merge din ce mai prost. Vedeți ce veți ajusta. Și practic de pe 29 Saturn va intra în mers retrograd, aparent retrograd, da, în semnul peștilor și practic va relua foarte multe direcții de maturizare pe care noi le-am avut de înțeles de la începutul anului până acum. Adică dacă a mai rămas ceva nespus, dacă a mai rămas ceva nefructificat, ceva nejustificat, ceva în care încă ne mințim cu noi sau așa mai departe, Saturn va veni și va relua toate acele lecții. Chiar dacă poate pe alocuri a dat cu noi de pământ în sferele alea, o să mai dea o dată. Dar dacă noi alchimizăm prin a înțelege acele lucruri, nu o să mai fie chiar așa, însă se va pune foarte, foarte mult accent pe aceste direcții. Și implicit putem să observăm și să avem parte de tot felul de, o să mai vorbesc mai multe despre astea în videoclipul cu Jupiter în Gemeni, tot felul de situații bazate pe apă, pe conflicte care cumva să aducă apa ca o unealtă principală de manifestare a terenului de război sau a terenului de conflict sau așa mai departe, tot felul de blocaje în comerț, restricții în călătorii sau tot felul de situații care să fie legate de aceste vehicule aeriene, navale sau așa mai departe, care din păcate și Doamne ferește și îmi doresc ca din toată inima și ființa mea să nu fie sau dacă e să fie, să fie cât mai puține, să să nu cadă, să nu se prăbușească și așa mai departe. Pot exista foarte multe defecțiuni în această zonă, însă fiind campania electorală, vedeți că este dezastru pe manipulare. Dezastru. Deci vedeți ce credeți, vedeți în cine credeți. Și implicit vedeți că va fi foarte, foarte multă propagandă, mass media și fake news și manipulări și AI la putere și tot felul de lucruri din acestea care să impacteze destul de mult, mai ales populația care nu este neapărat la curent cu faptul că se manipulează foarte mult în prezent. Deci, oricum, vor fi unele dintre cele mai interesante alegeri din ultimii ani, nu sunt neapărat băgat în sfera asta politică, însă o mai studiez pe alocuri, însă nu vreau să vin să o prezint foarte bine. De ce? Pentru că încă nu o stăpânesc atât de bine și nu mă prezint cu o informație pe care nu o stăpânesc. Așa. Și cred că ați înțeles cum decurge luna asta, adică e destul de intensă, e foarte volatilă, foarte împingătoare așa spre adaptarea noastră și spre a lăsa cumva anumite pattern-uri mentale în spate. Însă este o lună super benefică pentru partea aceasta de reînchegare neuronală, mă rog, neuronii se mai regenerează, dar ați înțeles la nivel metaforic, pe traiectorii sau drumuri care să vină cu noi destinații mult mai frumoase. Și acum schimb un pic harta pentru a vedea luna nouă în Gemeni și după să extragem ultimele concluzii și vedem ce mai e de zis. Bun, aceasta este harta lunii noi în Gemeni, care pentru București se întâmplă pe 6 iunie 2024 la ora 15:37 de minute. Ei bine, după cum vedeți, Venus vine să se alinieze practic cu această lună nouă și mai mult decât atât, această lună nouă formează un aspect de careunte, deși e la un or mai ridicată poziția aceasta dintre Juno și Saturn, dar îl voi menționa, între Saturn din Pești, dreapta jos, Juno din Fecioară, stânga sus, și luna nouă în conjuncție cu Venus, dreapta sus. Ei bine, acest aspect de cuadratură poate să impacteze foarte mult, în primul rând, clar, zodiile mutabile, care vor fi împinse, adică Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești, care vor fi împinse să deprindă toate pattern-urile, bine, toată lumea, da, adică nu e neapărat despre, doar despre ei,
toate pattern-urile prin care a existat, și mă repet cu asta, o constantă minciună de sine că mi-e bine relația asta, că relația asta funcționează bine, că nu mă mint pe mine, că e ok să mă compromit constant, că este ok să îmi vând sufletul și mentalul să fie la pământ. Mentalul fiind Gemini, da, fecioara fiind funcționalitate și partea aceasta de stimă de sine, relațională, pentru că avem Juno, și peștii să fie partea aceasta de finalitate a constantei minciuni de sine. Și, în primul rând, această lună nouă vine să scoată la suprafață, atât la nivel mondial, cât și la nivel personal, foarte multe lucruri, în primul rând, despre propria persoană și, mai mult decât atât, există șansa să fie scoase, pentru că este un stelium intens în zodia gemenilor, format din Jupiter, Mercur, Lună, Soare, Venus. Stelium este o aglomerare, unii astrologi o consideră de 3 planete, alții de 4, eu o iau de la 3 în sus, ca să zic așa, dar mai ales 3 în sus, nu dacă avem Uranus, Neptun și Saturn, adică nu, în zona planetelor personale, atunci este un stelium cu adevărat activat. Și practic, acest stelium vine clar să înmagazineze și mai mult importanța arhetipului geamănului în funcționalitatea acestei veri. Pentru că dacă după Mercur, guvernatorul gemenilor, va intra cu Venus, care este participantă directă la această lună nouă, vor intra de mânuță în semnul racului, un semn cardinal, automat că deprinderile mentale și implicit lucrul cu acestea pot să vină să își contureze un nou elan, toxic sau netoxic, în funcție de ce alegem noi, pe parcursul verii, când va fi începutul sezonului racului. Și în loc ca Vesta, asteroidul care este aici, la 24 de grade, să vină să curețe, practic, și să vină să ne dea revelațiile necesare asupra lucrurilor sau situațiilor din care noi trebuie să ne rupem ca să ne fie bine, Vesta în sextil cu Uranus, la grad aproape perfect, automat că între Saturn, între Taur și Irac, Gemini sunt zodia de mijloc. Deci, este important acest moment pentru a putea alinia însemnătățile deprinse din perioada de martie-mai cu ceea ce am înțeles în iunie și raportat la trecutul ușor anterior și raportat la prezent, pentru ca această reconstrucție care va veni în vară să vină foarte frumos să ne ajute și mai ales pentru că Juno este acum pe undeva retrograda și Mercur din august, adică este clar că sunt foarte importante aceste tipare de trădare de sine, de trădare în relație, de lipsă de valorizare a propriei persoane în raport cu propria eficiență mentală și fizică și mai mult decât atât cu minciuna de sine. Adică această lună nouă, în primul și în primul rând, vrea să ne scoată din acel ego, Mercur în conjuncție cu Jupiter, bazat pe atotștiutorism și să ne dăm o dată seama de punctul în care suntem și să ne dăm seama că poate nu suntem în cel mai vital punct al experienței noastre în această viață și că, de fapt, este o nevoie de stimulare mentală mult mai puternică, pe direcții mult mai sănătoase, înconjurați de oameni mai sănătoși, cu principii mai sănătoase, cu direcții de ascensiune mai sănătoase. Și mai ales pentru că, oricum, această lună nouă este ultra-mega susținută de nodul sud, adică de aceste aspecte care tot ne toacă și ne toacă și ne toacă. Deci, și de punctul norocului. Deci, cumva, norocul și activarea acestui potențial de eliminare se află în balanță. Adică, unul la mână, cu toții, să vă uitați unde aveți geamănul în raport cu balanța, în harta voastră natală, și să găsiți alchimia necesară pentru a putea să vă desprindeți de pattern-urile toxice care vă îngreunează casa în care se află geamul. Ca să spun așa. Dar la nivel general, pentru că poate nu toată lumea știe să se uite pe hărți și așa mai departe, pattern-urile relaționale, pattern-urile bazate pe people pleasing și bazate pe chestia asta de las că te ajungi și pe tine și pe tine și pe ăla și pe aia și așa, și devenim superficial cu noi și implicit și acțiunile le facem superficial. Și practic Juno în opoziție, Juno din fecioară în opoziție cu Saturn vine să zică Saturn acolo, hei, te faci că faci lucrurile bine sau tu crezi că le faci bine sau le faci mai bine pe ale altora în detrimentul tău sau crezi că lucrurile făcute așa la suprafață sau cu jumătăți de măsură merg bine, e bine, nu o să mai meargă atât de bine și cumva suntem susținuți să ieșim din toate aceste pattern-uri. Și mai mult decât atât, pentru că avem și acest aspect prin care
Luna nouă se află în conjuncție cu Ceres. E bine, din nou, la nivel de fermierit, pentru că Ceres de-abia s-a rupt de quadratura de careul între nodurile lunare și Ceres este strâns legat de grâne, de natură. Dacă urmăriți videoclipurile anterioare, oricum o să fac și încerc să-mi fac timpul necesar, să-mi fac câte un videoclip pentru fiecare aspect în parte, astfel încât în momentul în care știți că pronunț un cuvânt baza pe asteroid, planetă, aspect sau așa, să căutați frumos în profil și să vedeți, bun, ia, unde ai băiatul ăsta de Ceres, unde ai băiatul ăsta de nodul sud și așa mai departe. Și practic, această inconjuncție cu Ceres vine din nou să arate faptul că ne este frică de responsabilități majore. Noi vrem să fim acolo sus, mamă, să fim forță, dar când vin responsabilitățile după aia, acea stimă de sine scăzută a lui Lilith în fecioară vine să ne pună bețe în roate și să ne dăm seama că eu nu-s bun de nimic, eu sunt praf, eu nu pot, eu nu știu ce. Și este vorba de fapt de bibilică, de neuron, este vorba fix de cum am fost obișnuiți, de ce am absorbit din copilărie și din felul în care cumva eram împinși copii de anturaje, de cine ne-a cicălit la grădiniță, de profesoarele sau de profesorii de la grădiniță, școală primară, generală, gimnazială, în fine, și chiar și de părinți, și să ne gândim la toate pattern-urile acestea, pentru că noi dacă vedem că ne fac rău, păi hai naiba să conștientizăm. Pentru că da, este vorba să ne dăm singur o palmă și să ne trezim că această palmă, autopalmă, ca să spun așa, poate să scape foarte multe vizite la psiholog, dar e nevoie de voință. Și de fapt despre asta este vorba. Despre voință, pentru că avem Marte în aproape, tot în berbec este Marte la această lună nouă, dar este fix în gradul 28, este un grad cu energie de rac, adică este un grad care poate foarte, foarte frumos să stimuleze noi direcții emoționale bazate pe berbec, pe identitatea de sine, da? Și implicit pe corectitudine față de sine și față de propriile nevoi. Dar totul stă în mental. Și practic, vă recomand partea aceasta de citit sau așa, dar și asta, vedeți ce, că acum e trendul acesta cu podcasturile, vedeți ce podcasturi vă prin, nu să ascultați că e un trend sau așa și să nu ascultați doar la nivel superficial. După niște lucruri pe care poate nu le înțelegeți din ce citiți, din ce ascultați sau așa, puneți pauză, bun, ce a vrut să zic aici, ia se regăsește cu ceva în mine sau care-i faza, adică intrați puțin în zona de lună plină din Săgetător, ca să zic așa. Și de ce am zis chestia asta? Pentru că avem o lună nouă în Gemeni și practic să zic că s-ar efectua că recolta ar fi practic în zodia de vis-a-vis, da? Adică în Săgetător, astfel încât să echilibrăm acest arhetip. Poate m-am exprimat un pic cam prost, dar sper că ați înțeles ce vreau să zic. Adică în stratul mult mai profund, în credințe mult mai deep, mult mai filozofice și mult mai benefice pentru propriile perspective decât să culegem așa câte puțin din fiecare chestie și oricum ne umple mentalul cu toate tâmpenile. Dar avem o forță, e forță foarte mare mentală, vă zic sincer, depinde doar de voi. Avem un trigon între Jupiter și Pluto, avem trigon între Mercur și Pluto, avem trigon și un trigon regal chiar între energia vărsătorului, a balanței și a geamănului. Toate acestea fiind ultraactivate. Deci forță mentală este, doar că această forță mentală poate să vină și ca un tsunami asupra noastră. Este important doar în ce direcție merge mentalul, pentru că poate să se ducă și pe direcții ultratoxice care ne consumă fizic, psihic și lăuntric, dar poate să vină și pe direcții ultra-mega-benefice bazate pe călătorii din care să rămânem cu ceva, oameni de calitate, curățare generală în sfera de prieteni, a ne lua o nouă carte sau a termina cărțile de care ne-am apucat acum 700 de ani și le-am terminat, să, dacă avem vreun interviu, să ne ducem cu încredere la acel interviu și tot felul de chestii de genul acesta. Adică această lună vine cumva să stimuleze foarte mult mentalul, dar îl stimulează și pe la bun și pe la mai puțin bun. Și este important să dăm afară informația. Dacă avem o informație benefică care ar putea să ajute, să nu ținem în noi că, mamă, gata, că dacă știe ăsta, aoleu, să nu-mi ia mie locul sau așa, pentru că tot nouă o să ni se dea un pumn, ca să spun așa. Dați informația, dar dați-o reală, pentru că vor fi destui care vor mușamaliza sau vor ascunde situații și va fi foarte multă propagandă în sfera fake. Deci, practic, haideți să înțelegem că Săgetătorul este cheia. Adică partea aceasta de deprinderea unor noi filozofii
și perspective și viziuni și credințe, mai ales că am început anul pe un Mercur retrograd în Săgetător, da, să nu uităm chestia asta, și acum Mercur este în Gemeni, adică cumva ne aflăm în opoziție cu însemnătățile pe care cu toții le-am avut începând cu începutul lunii decembrie 2023 până în primele două luni din 2024. Vom fi puși față în față cu astea. Să vedeți dacă se repetă niște pattern-uri, dar vedeți că nu o să vi se dea mamă gata pe față. Emoțional, psihic, temperamental, să vă gândiți la lucrurile astea. Și odată înțelese aceste chestii, o să fie foarte bine pentru voi. Și mai mult decât atât, această conjuncție este separantă între Jupiter și Mercur. Adică Mercur se întâlnește cu Jupiter înainte de luna aceasta nouă, urmând ca și practic acest lucru vine să arate că poate ni s-au dat niște idei ultra mega benefice, niște revelații masive încă de când a intrat Jupiter în Gemeni și Mercur în Gemeni, da? Și n-am făcut nimic cu ele. Și cu luna asta nouă să ne luăm un moment de respiro, bazat pe scris și bazat pe organizarea aceasta mentală a ideilor și să ne apucăm o dată de treabă. Pentru că avem și Venus în Gemeni și dacă este Venus în semnul în care se află luna nouă, este clar că multe idei care vin și care ne împing să ne schimbăm anumite perspective pot să aducă și o abundență, atât materială cât și imaterială mai încolo. Și evident, toate însemnătățile lunii noi în Gemeni, că e o perioadă benefică pentru pentru schimburi de idei, pentru a ieși afară, pentru spațiu social, dar din nou astea mi se pare informații de strat ultra superficial și exterior și am vrut să mă duc un pic mai deep astfel încât să înțelegeți faptul că în general cu informația superficială nu facem foarte multe, adică ne dăm că știm multe chestii, dar după aia când intervin situațiile saturniene, ca să spun așa, nu prea mai știm ce să facem. În schimb, cu informația mai deep, înțelegem cumva cam ce vrea Universul de la noi și implicit ce putem să facem astfel încât să ne aliniem cu aceste energii. Pentru că dacă facem ceva contra lor, nu o să ne iasă nimic. Măcar știm că dacă ne deranjează ceva, astea sunt energiile, hai să ne conformăm. Deci, urmăriți-vă sfera gemenilor din hartă, vedeți pe unde l-aveți pe Mercur în hartă și lucrați acele aspecte în cele mai puternice valențe ale zodii în care se află Mercur, de exemplu, sau ale casei în care se află geamănul și ridicați-le la nivel înalt și, de fapt, așa vă puteți activa o lună nouă. Eu cam atât am avut să vă spun. Am tot fost întrebat de horoscopuri săptămânale sau așa. Eu, momentan, nu o să fac asta pe YouTube. Sunt multe alte pagini care fac acest aspect. Prin prisma multitudine de consultații și de proiecte pe care le derulez, dar pe care nu le voi expune momentan pentru că îmi doresc să conserv energia acelor proiecte. Automat că sunt om și nu am cum să fixez și horoscopuri săptămânale, însă vă spun că dacă absorbiți energia vitală a videoclipurilor, nu neapărat pe care le postez eu, dar pe care vreau să vi le share-uiesc prin prisma anumitor mesaje pe care le primesc de la Univers și să vă fac să înțelegeți cam ce vrea Universul de la noi acum, vă sunt mai necesare decât toate horoscoapele, ca să zic așa, care oricum sunt generale. Dar dacă vreți un horoscop săptămânal, deși este în limba engleză, mă găsiți pe Instagram astrological.verse și mai mult decât atât, vă mulțumesc pentru toate consultațiile care au venit buluc încă din martie și pe care de-abia am reușit să le strecor printre consultațiile pe care le aveam deja. Adică vă mulțumesc pentru încredere și vă mulțumesc pentru timpul de așteptare, pentru că multă lume s-a așteptat să fie mai rapid, însă v-am spus că nu am ce să fac și vă mulțumesc pentru toate feedback-urile bune și pentru încredere, că practic, evident, să nu fim în minciună cu noi, cu toți avem nevoie și de o anume validare, dar o validare pe care să nu o manifestăm egotic, ci care să ne arate că, bă, tu chiar ajuți un om, te ajut și pe tine, că și eu mai am tot felul de revelații când îmi las canalul acesta intuitiv să curgă prin ce vă spun. Eu mai rețin anumite chestii și zic, bun, ok, ia să notez asta, că eu nu știu de unde a venit chestia asta, știți? Adică eu nu-mi pregătesc nimic, niciun speech de la început și nici măcar în consultații. Toate hărțile sunt făcute freestyle pentru că nu consider timpul acela de învățare înainte de examen benefic, ci din contră, mai ales în zona aceasta de știință intuitivă, consider că, virgulă, conexiunea cu participantul la consultații și implicit cu harta creează mult mai multe amintiri plăcute din acea interacțiune decât memorarea aspectelor, astfel încât hai să știu ce zic omul ăsta. Nu este chiar așa. Mă rog, asta a fost ca o paranteză. Vă doresc să aveți o lună iunie magică. Revin cu videoclipul bazat pe
Jupiter în Gemeni cât de curând se poate și să aveți o lună nouă frumoasă, o lună plină frumoasă, demersuri mentale mișto și să vă protejați energia mentală, să o consumați doar unde trebuie. Pupici, toate cele bune!